seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit, vă spune Emil Badea aici, în cadrul emisiunii Petrecem Împreună, bineînțeles, la EMI TV. Sunt bucuros să fiu din nou alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de mine, în direct, aici, la frumoasa noastră emisiune, pentru că am și invitații speciali, invitații frumoși, talentați, oameni care au venit tocmai de la Pitești, din zona de la Argeș, au venit aici la EMI TV, la Gorj, aproape de Coloana Infinitului și de operele lui Brâncuș, pentru a vă bucura sufletul cu cântecele dumnealor. Nu uitați că puteți intra în legătură directă la numărul afișat pe ecran cu noi, 0799 620 520, tarif normal, pentru a felicita invitații mei din această seară, pentru a discuta cu ei și cu mine, de ce nu, pentru a transmite gânduri bune celor dragi. O să spun bună seara și bine ați venit la EMI TV invitaților mei din această seară și luăm așa pe rând doamna Maria Pană. Bună seara, doamna Maria. Bună seara, domnule Emil. Mulțumim tare mult pentru această invitație frumoasă. Cu tot, ne bucurăm tare mult că suntem oaspeții dumneavoastră și ne dorim să încântăm sufletele celor care ne ascultă. Mă bucur și eu tare că sunteți aici alături de noi și mai ales că ați făcut efortul acesta să veniți tocmai din Argeș, dar drumul este undeva împărțit, așa, nu e, să zic eu, foarte departe, pentru că și eu, la rândul meu, am bătut drumul Bucureștiului de nenumărate ori la televiziunile naționale, iar acum, iată că avem și noi posibilitatea în partea asta de țară să avem o televiziune națională. Mă bucur tare că sunteți alături de noi astă seară și sunt convins și am certitudinea că o să fiți pe placul publicului și aveți cântece frumoase de dăruit aici telespectatorilor la EMI TV. O să discutăm mai mult cu fiecare pe parcursul emisiunii, o să mergem mai departe cu Crinu Spătaru. Salut, Crinu! Cu Crinu mă cunosc de mai multă vreme. Salut, Emil, și bună seara le spun tuturor telespectatorilor care ne urmăresc în aceste momente. Mă bucur să te revăd, mă bucur că am reușit să ajung în cadrul emisiunii tale. Te felicit pentru tot ceea ce realizezi, atât în plan artistic, cât și din punct de vedere managerial pentru această televiziune. Vă felicit că ați ajuns în casele tuturor și să știi că argeșenii vă iubesc și vă urmăresc cu drag. Mulțumim frumos, Crinu, și noi ne apreciem pe toți telespectatorii și eu, la rândul meu, apreciez cu tot dragul și tot respectul colegii noștri de breaslă și le mulțumesc la fiecare în parte pentru faptul că ne carcă pragul aici la EMI TV pentru a bucura telespectatorii noștri. Mergem mai departe, mai avem o doamnă sau domnișoară? Domnișoară. Domnișoară. Cristina Constantinescu, bună seara, Cristina, și bine ai venit și tu la EMI TV. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur că sunt aici în seara aceasta și vă mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul, și rămâne deschisă de acum încolo, întotdeauna sunteți bineveniți aici la EMI TV, întotdeauna. Și mai avem încă un tânăr care astă seară o să ne cânte muzică un pic altfel, o muzică pe care sunt convins că vă va plăcea. Este vorba de Nicu Sian. Bună seara, Nicu, și bine. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Salut telespectatorii, toți cei care ne urmăresc, și să fie... O să fie bine, să bine. Facem să ne simțim cu toți în largul nostru. La noi avem aici o singură regulă la televiziunea EMI TV, să ne simțim cu toții bine, adică trebuie să ne destindem în așa fel încât să fim așa cum suntem, între colegi, între prieteni, ca telespectatorii noștri să ne vadă așa cum suntem noi. Doamna Maria Pană, dumneavoastră veniți de la Pitești, din zona Argeșului, văd că aveți un costum foarte frumos și o maramă foarte frumoasă.
Aveți piese care le-ați realizat de curând, am înțeles că este vorba despre un material discografic nou care urmează să vadă lumina zilei. Ne puteți spune așa câte ceva despre realizările dumneavoastră? Sigur că da. De curând și mai precis pe 17 octombrie am avut lansarea acestor piese cu care vreau să bucur sufletele românilor în această seară și nu numai. Și vreau să vă spun că eu vin din zona Golești, de la Muzeul Golești. Este un muzeu bine cunoscut la noi în Argeș. Port cu mândrie acest costum popular și am creat cântece speciale pentru satul meu natal, de care sunt foarte mândră. Abia așteptăm să le ascultăm și telespectatorii sunt convinși că abia așteaptă să vă vadă costumul așa în totalitate, este foarte frumos. Din câte văd eu de aici, sper să nu mă înșele ochii, este și vechi, adică... Da, este foarte vechi, să știți. Fota are valoarea 100 de ani. Valoarea lui este cu atât mai mare cu cât siguranță. Este mai vechi. Da, așa este. Și da. Este... Îmi este atât de drag. Este unul dintre costumele pe care le port cu mare plăcere, să știți. Și foarte admirat. Ne bucurăm că ați ales să veniți într-un așa costum special astă seară aici la EMI-TV pentru telespectatorii noștri. Crinu, tu în ultima perioadă ce ai mai făcut? Am auzit că și tu să ai... Să știi că nu am venit cu mâna goală nici eu. Am imprimat un nou material la Chișinău cu maestrul Ion Dascăl și Orchestra Mugurel. Pe care îi salutăm pe toți dacă... Cu tot dragul, sunt adevărați profesioniști și sunt oameni de la care cu adevărat aici învăța. Le mulțumesc pentru această colaborare deosebită și vreau să spun că acest material conține 15 piese noi. Cântăm din ele astăzi seară, nu? În premieră, da, în cadrul emisiunii tale. Nu este un album încă editat, adică nu l-am scos încă urmează. Pe piață, dar urmează pentru că vreau să-i fac un spectacol frumos la Pitești și sperăm să scăpăm de această pandemie ca să-l putem realiza. Doamne ajută! De altfel ar fi fost realizat până acum, da. Ne ține puțin pe loc. Sperăm să treacă vremurile astea care sunt dificile pentru toată lumea, din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere al libertății de a te de exprimare, exprima, de a mai ales pentru noi, merge da. Peste tot și să nu mai vorbim din punct de vedere financiar că este un dezastru pentru toată lumea. Adică, nu știu, o mai fi și care o duc bine, dar pe vremurile astea sunt vremuri grele pentru... Trebuie să avem credință și speranță că vom depăși aceste momente și vom reveni măcar aproape de normalul pe care îl consideram noi normal ceva mai înainte. Da. Să putem să bucurăm sufletele oamenilor, pentru că, să știi, la lansarea albumului colegii mele, Maria Pană, pentru că ea a reușit să facă o lansare la Filarmonica din Pitești. Am fost așa într-un spațiu mai restrâns, dar să știi că oamenii s-au bucurat foarte mult de reîntâlnirea cu noi. Sunt convins, am văzut și eu la puținele interacțiuni cu publicul față în față că oamenii totuși abia așteaptă și ei la dornici fel ca noi. Și au avut curajul să vină chiar dacă în condițiile date astăzi. Da, nu avem ce să facem. Vorbiți-ne puțin, doamna Maria, despre lansarea asta frumoasă, că nu mi-ați spus, a spus Crinu. Sigur că da. Această lansare a avut o mare trecere la nivelul piteștenilor, aș putea spune, exact într-un cadru restrâns, așa cum a spus și colegul meu, dar au sosit invitații speciali, oameni de suflet, care mi-au fost alături și care m-au încurajat pe acest drum al cântecului popular. Și pot să amintesc pe doamna Elisabeta Turcu, pe care o îmbrățișez, o salutăm cu pe tot drag. Doamna Nina Predescu, pe domnul Vasile Ciobanu, pe domnul Ion Drăgan și mulți alții colegi de-ai mei, inclusiv cei doi colegi de aici, Cristina și Crinu. Cei trei, că a fost și Nicu. Și Nicu, îmi cer scuze, da, așa este. Da. Și mulți alții aș fi nedreaptă să menționez doar câțiva dintre pe toți îi îmbrățișez și le mulțumesc tare mult pentru prezența dumnealor și pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-au adresat și pentru încurajări, evident.
Important e că Vesu, chiar dacă alții încearcă să creeze ziduri între noi, noi am încercat să creăm punți în toată această perioadă, punți de trecere, să fim alături de oameni și în continuare să ne iubim și să ne respectăm. Cântecul întotdeauna aduce sufletele aproape și unește oamenii, eu așa îmi place să spun. Și muzica, până la urmă, e limbajul universal al lumii, așa că pe asta n-are cum să nu-i anime, indiferent cât ar încerca și ce ar încerca să facă. Să mai adaug, nicio problemă, eu îmi cer scuze, responsabil pentru acest frumos spectacol între ghilimele este domnișoara Ioana Anton de la noi de la Pitești, pe care de asemenea o îmbrățișești și mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și tot ceea ce face pentru noi artiștii. Păi nu mai pune în ghilimele, chiar e responsabilă în adevăratul sens al cuvântului. O pupăm și o apreciem mult, să știi că este un pilon important pentru folclorul românesc și pentru, mai ales pentru cel argeșan în zona noastră, pentru că realizează spectacole deosebite și emisiuni de mare audiență. Și tu știi acest lucru pentru că ai fost la noi în Argeș de nenumărate ori. Și poate mai vii. Da, cum să nu, cu mare drag. Adică, chiar dacă drumul e lung, îl faci cu drag când vii pentru oameni. Ce se întâmplă? Nu aș vrea să înțeleagă cineva că prin faptul că mi-am făcut și dețin această televiziune, drumul meu s-a oprit în muzica populară. Dimpotrivă, aștept cu mare drag în continuare invitațiile colegilor noștri, invitațiile realizatorilor, merg pe oriunde, oricând, oricum. Pensi atât de frumos și ai atâtea realizări frumoase încât nu cred că ar exista realizator care să nu te cheme în cadrul unei emisiuni. Da, mulțumesc frumos. Nu cred acest lucru, da, așa că în Argeș cu siguranță ești bine primit. Da, știu lucrul ăsta și de câte ori am fost acolo la voi, m-am simțit extraordinar și asta vreau să punctez, că am mai auzit printre rânduri așa că s-a lăsat Emil de cântat, că nu, este exclus, dragii mei prieteni. Emil Badea nu se va lăsa niciodată de cântat. Cântecul este prima mea dragoste și așa va fi întotdeauna. Televiziunea este încă o dragoste, dar nu prima. Deci cântecul va fi întotdeauna. E cumva modul prin care poți să-ți dovedești dragostea. Da. Pentru că te folosești de cântec pentru a ajunge în casele tuturor. Folosești cu ghilimele de rigoare de data aceasta. Uite, dacă tot am vorbit de cântat și de astea, vă invit să începem să cântăm, după care o să vorbim un pic mai detaliat și cu ceilalți invitații ai noștri, cu Cristina și cu Nicu. Și dumneavoastră știți, am cărăbușul aici în ureche care nu mă lasă să mă dezvolt cum vreau eu, că ne presează timpul. Haideți să ascultăm pe Maria Pană, după aceea Crinu Spătaru, după aceea Cristina Constantinescu și Nicu Sianu, pe care revenim aici și o să dăm drumul și la linia telefonică ca să intrați dumneavoastră în legătură directă cu noi, să mai povestim, să mai vorbim, să transmiteți gânduri frumoase și felicitări invitaților mei. Acum ne cântă invitații din această seară, veniți de la Pitești, din Argeș, pentru dumneavoastră. Acasă-i să-ți privești.
Seară m-am rău, că ne-ntâlnim așa greu. Cât te știu, măicuță-n sat, oi veni în palmoții pentru-n ceas de bucurii. Îți dă 10 ani de amar și de chinuri în zadar. C-ai să vrei să te oprești când de toate obosești, dar nu poți da înapoi niciodată anii tăi. Tot ce-ai putut strânge, dar vezi că sufletul-ți plânge. După un pic de plăcere sau o mică mângâiere, tragi de tine zi și noapte, cât mai poți și cât se poate. Nu gândești deloc la tine, știi ce-i azi, nu știi ce-i mâine. Viața ta ce-n palmoții pentru-n ceas de bucurii. Îți dă 10 ani de amar și de chinuri în zadar. C-ai să vrei să te oprești când de toate obosești, dar nu poți da înapoi niciodată anii tăi. Viața grea rău te doare, atunci suferi și mai tare. De-ai căzut, te-ai ridicat, de necaz te-ai scuturat. Ai privit mereu în față și ai mers doar drept în viață. Pe nimeni n-ai deranjat, chiar dacă ai fost supărat. Viața ta ce-n palmoții pentru-n ceas de bucurii. Îți dă 10 ani de amar
mari și de chinuri în zadar. Așa că fă-ți o plăcere și de inimii ceșere, să nu privești înapoi plângând după anii tăi. Cântecul și jocul iar ne-au unit. Lume dragă, lume, eu scânt cu foc. Și acum, lume dragă, te împin la joc. Ridicați paharul cu toți să ciomim, cântă lăutarii să ne înveselim. Ridică paharul și cântă cu mine, sănătate lume, la mulți ani cu bine. Să petrecem lume ca și altă dat. Lume dragă, lume, să ne bucurăm. De ne ca și ură, lume, să uităm. Ridicați paharul cu toți să ciomim, cântă lăutarii să ne înveselim. Ridică paharul și cântă cu mine, sănătate lume, la mulți ani cu bine. Cu bucurie lume să trăim. Lume dragă, lume, să fim sănătoși, cu inimă bună și cu ani frumoși. Ridicați paharul cu toți să ciomim, cântă lăutarii să ne înveselim. Ridică paharul și cântă cu mine, sănătate lume, la mulți ani cu bine. Ridicați paharul cu toți să ciomim, cântă lăutarii să ne înveselim. Ridică paharul și cântă cu mine, sănătate lume, la mulți ani cu bine.
starea dragostei. E, ce cântece frumoase, dragii mei, ce voci minunate. Toți invitații mei din această seară au voci speciale care te fac așa să vibrezi în ton cu muzica. Dacă Nicu ne-a schimbat registrul un pic pe muzica ușoară, ceilalți trei invitații ne-au cântat folclor foarte frumos. Și muzica interpretată de Nicu, o voce foarte frumoasă. Nicu, felicitări pentru mulțumesc. Cântecele imprimate. Ție cum ți-a venit așa ideea să imprimi muzică ușoară de mic? Sau da, mai târziu ai realizat că ți se prinde mai bine vocea pe muzica ușoară? Cu muzica ușoară mai târziu, însă de cântat când de mic copil. Dar că acum am pus punct așa și am pus piciorul în prag să fac ceva, să imprim pe muzică ușoară, să vin la dumneavoastră să vă cânt. Foarte frumos. Felicitări. Imediat o să vorbesc cu Cristina. Îmi cer scuze, Cristina, că te-am sărit așa din rând, dar a terminat de cântat Nicu. Și avem și un telespectator care este pe fir. Alo, bună seara! Bună seara, domnule Ilie. Să rămână, cu cine avem plăcerea și de unde ne sunați? Sunt Mariana de la Giurgiu. Să rămână, doamna Mariana. Și vreau și eu toate melodiile în această seară. În primul rând, bună seara și pentru invitații dumneavoastră. Bună seara. Să rămână, doamnă. Felicitări pentru melodiile care le-a prezentat până acum și mult succes în continuare pe calea muzicii. Vă doresc tot binele, doamnă. Sănătate, să fiți sănătoși și să vedeți îndeplinească toate dorințele. Mulțumim, doamna Mariana, asemenea. Și de la anul un an mai bun să fie, să dea Dumnezeu. Și toate sănătate din această seară să fie un special pentru nașul meu de la Pitești, pentru că luni este ziua lui, când este frumoasă vârstă de 76 de ani. Mulțumesc. Multă sănătate din tot sufletul și tot binele din lume. Și pentru prietenii mei dragi, cum sunt domnul Gheorghe de la Sighet cu doamna Nicola, pentru domnul Nicu de la București, domnul Stefan de la Ferdru, pentru domnul Legănatu de la Buzău, pentru mine, pentru familia mea, copie, pentru mele, pentru doamna Eliana de la Petri, doamna Dorina de la Sini, cu totul ei, pentru domnul Eutimi Buburuzan de la Betlean, pentru doamna Zita de la Regin, doamna Gina de la Autostura Buzeului, pentru toată țara, pentru familia EMTV, pentru că este altceva, și pentru dumneavoastră, domnul Emil, și pentru doamna Beti, și pentru domnul Zizi, și pentru toți care sunt în regie acolo dumneavoastră. Vă doresc o seară plăcută, minunată. Mulțumim frumos. Să rămâneți pe EMTV, să nu vă culcați de la ora asta. Să rămâneți alături de noi, că invitații mei din această seară au multe cântece frumoase să vă prezinte. Vezi, Gigi, dacă ne prindem acum în toată țara, acum dau oamenii dedicații la toți oamenii din toată țara. Înainte, când era mai mică, se dădea acela goș dedicațiile. Nu zici nimic, nu zici nimic în cască acum. Să vorbesc cu Cristina. Da, noi mai glumim. V-am spus de la început că singura regulă aici este să fim naturali. Așa suntem noi deschiși, nu scorțoși. Cristina, costumul tău este foarte frumos, la fel ca cel al doamnei Maria. Și tu îl porți așa cu eleganță. Tu cum ai început... Cum a început dragostea asta pentru cânte? Cum s-au materializat lucrurile? Când ai început să imprimi? Cu cine ai colaborat la imprimări? Ți-am pus o grămadă de întrebări într-una singură. Ca să-ți dau posibilitatea să vorbesc, să nu te mai întreb. Am început să cânte pe clasa a 5-a. Atunci mi-am dat seama că îmi place să fac chestia asta, sunt pasionată de chestia asta.
Și am început să colaborez cam după un an sau doi cu domnul Crinu Spătaru și mulțumesc... Deci Crinu-i capul răutăților pe cea văd eu. Bag seamă. Da, putem spune și așa. Îi mulțumesc foarte mult că mi-a fost alături și m-a ajutat, deoarece sunt aici datorită lui. Foarte frumos. Felicitări și... pentru faptul că, uite, spui cine te ajută, cine ți-e alături, pentru că de multe ori da, nu se trebuie mai uită. Noi nu plecăm din emisiune, atât ai glumesc, evident că glumesc. Și... nu mai știu. Ce întrebări mi-ați mai pus? Au fost prea multe și... Înregistrările da. Le-a făcut la Pitești cu Valentin Ungureanu. Da. Și urmează să pregătească câteva cântece din repertoriu personal de această dată, pentru că acestea sunt preluate din repertoriul doamnei Irina Loghin și Alexandru Mica. Și Alexandru Mica. Ceea ce va prezenta în această seară. Dar cu siguranță veți fi încântați într-o altă emisiune când va reuși să realizeze piesele ei. Da, are o voce foarte frumoasă. Și de fapt toți sunteți foarte talentați. Și având în vedere că registrele sunt făcute cam acum 2 ani, adică deci totul s-a schimbat. Acum. A evoluat, acum, au evoluat lucrurile, da. Acum studiezi muzică sau nu? Ești pe altă ramură. Am fost la Școala Populară de Arte și Meserii, am făcut 3 ani, după aceea am absolvit și acum fac în particular cu domnul Crinu. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Foarte frumos. Hai să mai luăm un telefon. Alo, bună seara. Alo, bună seara, domnul Emil Badea. Bună seara, de domnul Leontin Buburuzan. Pe Someș. Vreau să vă felicit pentru invitați din această seară. Petrecem împreună cu doamna Maria Pană, Crinu Spătaru, Cristina Costapinescu și Nicu Sianu. Bună seara, vă spunem și noi. Multă sănătate, bucurie, dragoste. Costumul pe care dumneavoastră îl aveți din zona de unde veniți, din zona Argeș, maramele pe care dumneavoastră le puneți pe cap, la noi se spune în framă, nu se spune la noi, câte zone au fi cerut, vreau să vă felicit pentru cântecele pe care le-ați interpretat pentru noi telespectatorii. Ne bucurăm tare mult, sunteți niște oameni cu suflet mare, sunteți cele care ne ung la suflet și toate melodiile din această strânsă este pentru regretatul nostru, Benone Sinuescu. Dumnezeu să-l odihnească. Care ne-a părăsit totdeauna, unde dorim drum bun spre cer, unde îi dorim condoleanțe familiei, soției, doamna Elena, multe bucurii, dragoste și multe sănătate tuturor sărbătoriților astăzi. Cu mult drag, cu respect pentru dumneavoastră, multă sănătate părinților, bucurii dragoste și să mai fiți încă copiilor până mai sunt în viață. Că ta mama și tata nu este nimeni. Vă doresc mai bine sănătate, bucurii și multe succese pe calea cântecului. O seară Doamne ajută. Doamne ajută. Crin Spătaru, mai veselos, mai de viață în emisiunea dumneavoastră. O seară plăcută, Doamne ajută! Mulțumim, să aveți o seară bună! Mulțumim frumos și vă transmite și noi toate gândurile noastre frumoase odată cu cântecele pe care vi le-am pregătit pentru această emisiune. Da. Și la rândul nostru transmitem și noi condoleanțe familiei și tuturor apropiaților maestrului Benone Sinulescu. Și iată că nu știu, parcă în anul ăsta și anul trecut ne părăsesc valorile, încep să plece unul câte unul. Este și generația de o vârstă mai înaintată, dar totuși parcă prea a început așa să ne părăsească. Să aibă drum lin cu toții și le mulțumim pentru tot ce ne-au lăsat în urmă. Moștenirea impresionantă. O ladă cu zestre nestemată pe care ne-au lăsat-o acești artiști care au plecat și care, din păcate, unii ne-au părăsit foarte devreme și subit, așa cum s-a întâmplat și cu regretatul Petrică Mânțu-Stoian. Alții poate ne-am fi așteptat, dar știi că niciodată nu suntem pregătiți pentru acest lucru. Da, bineînțeles. Nu putem decât să le
urăm, să le urăm, să le spunem condoleanțe familiilor și Dumnezeu să-i odinească în pace. Doamne ajută! Așa să fie, să aibă Dumnezeu grijă de ei și să cânte și pe lumea cealaltă îngerilor. O să mergem mai departe cu discuțiile noastre din această seară. Mă uit la Cristina. Ai emoții, Cristina? Nu ți-au mai... E puțin, așa. Păi, gata. Suntem aproape de final. Am terminat emisiunea. Da. Doamna Maria, dumneavoastră, ce ne spuneți așa despre cariera dumneavoastră artistică, despre viața dumneavoastră de personală ca om și ca artist? Cum se împacă cântecul cu... Aoleu, deci iar îmi spune cărăbușul că mai avem 30 de secunde și cântăm. N-am înțeles. Viața mea personală este o viață foarte frumoasă. Am un soț minunat acasă pe care îl îmbrățișez de aici, din Târgu Jiu, și pe fiica noastră. Am o familie frumoasă, mulțumesc asemenea, care mă sprijină, care îmi sunt alături și știu că atâta timp cât fac din suflet ceea ce fac, ei niciodată nu se vor opune. Totdeauna vor fi alături de mine. Eu cânt din copilărie, m-a descoperit doamna învățătoare, de pe la 8-9 ani până pe la 15, așa. Am făcut și puțină pregătire, mergeam la concursuri la noi la Pitești. Viața se pare că și-a schimbat cursul și de atunci, tocmai acum câțiva ani, am reînceput să fac acest lucru. O să mai vorbim un pic despre asta imediat după ce vom mai cânta, să ne povestiți cum ați reînceput, ce ați făcut în timpul în care nu ați mai cântat. Haideți să invităm din nou la cântat pe minunații mei invitați din această seară, pentru că, după cum vedeți, sunt oameni foarte faini, așa să zicem, ca în Banat, oameni care cântă cu sufletul pentru dumneavoastră. Malul Argeșului se strâng fii statului, în costume muntenești, vieți-e drag să le privești. Pe malul Argeșului se strâng fii statului, în costume muntenești, vieți-e drag să le privești. Și flăcăi se adună să joace toți împreună, când mai iute, când omul hor argeșenilor. Joacă unul câte unul și nu s-ar opri niciunul, ore mândre muntenești, ca la noi, ca la Golești. Joacă unul câte unul și nu s-ar opri niciun, ore mândre muntenești, ca la noi, ca la Golești. Împreună.
haineicuță-n hora mare, ca pe Argeșe la vale. Haineicuță și-o-n juca hora ca-n muntenia. Haineicuță-n hora mare, ca pe Argeșe la vale. Haineicuță și-o-n juca hora ca-n muntenia. Ce nu vrei să-mi vorbești, neică? Mergi cu ochii în pământ și nu scoți niciun cuvânt, neică. Mă ocolești cu privirea, eu te caut cu iubirea, eu te caut cu iubirea, neică. Mă ocolești cum vrei tu, dar îți cunosc sufletul, dar îți cunosc sufletul. Neicuță, când ne iubeam, ce mai dragoste aveam. Niciodată n-am să uit, neică. Dragostea noastră curată n-a știut-o lumea toată, n-a știut-o lumea toată, neică. Ce frumos a terminat, dar nici când nu ne-am uitat, dar nici când nu ne-am uitat, neicuță. Că așa ne-a fost nouă scris, să trăim numai un vis, să trăim numai un vis, neicuță. Poartă suflet viața toată, dragostea noastră curată, dragostea noastră curată, neică. Mândrele, să mănânce zilele și paralele. Lume, lume, s-au pus mândrele, să mănânce zilele și paralele. Hai, tăicuță, dă-mi un sfat, mândrele, cum să le împarți? Spune-mi, tată, dacă e loc de dragoste. Hai, tăicuță, dă-mi un sfat, mândrele, cum să le împarți? Spune-mi, tată, dacă e loc de dragoste. Tata m-a învățat să iubesc mândruțele pe la noi din sat. Lume, lume, tata m-a învățat să iubesc mândruțele de la noi din sat. Eu lume l-am ascultat, am iubit mândre din sat, dar am mai făcut păcate și prin alte sate. Eu lume l-am ascultat, am iubit mândre din sat, dar am mai făcut păcate și prin alte sate.
noi fi. Mândrele ce mi-ar plăcea toate lui iubi. Lume, lume, tânăr cât oi fi. Mândrele ce mi-ar plăcea toate lui iubi. Cât am să mai fiu flăcău, am să trăiesc cum vreau eu. Să iubesc și să petrec anii întreg. Lume, nu mă judeca, când trăiesc frumos viața. Așa-i făcut și tu, lume, când ai fost ca mine.